Îmi dau seama dacă e focusat sau nu. Bună, astăzi filmăm 19 lucruri pe care eu le-am învățat până la 19 ani. Inițial trebuia să fie un articol pe blog, dar m-am gândit că ar fi cazul să fac un nou videoclip după ce ați așteptat și voi vreo 2 luni de la ultimul postat. Așadar, am făcut o listă cu 19 lucruri pe care le voi dezvolta oarecum de-a lungul videoclipului. So, let's get started. Primul lucru este acela că nu datorezi nimic nimănui. Dacă ajungi să te concentrezi pe părerile celor din jurul tău, o să uiți complet de lucrurile care contează cu adevărat și cele care te construiesc pe tine ca om. Nu lua decizii când ești nervos. De fapt, ideea totală era nu lua decizii când ești nervos, beat sau îndrăgostit. Dar, în orice caz, în toate cele 3 situații, n-ar fi prea ok să iei decizii grele, să zic așa. Nu da vina pe trecut. Chiar dacă ai făcut ceva în trecut care te dezavantajează acum, încearcă să repari lucrurile și o să funcționeze totul foarte bine. Nu îți căuta o pasiune. E ciudat pentru că majoritatea spun să-ți cauți o pasiune, să cauți ceva ce-ți place, un hobby, ceva, orice, dar părerea mea este că nu trebuie să te frustreze chestia asta, să fii axat pe faptul că tu nu ai o pasiune și că toată lumea are și ar trebui să faci și tu ceva. Ideea este că pasiunile vin cu timpul, trebuie doar să descoperi mai multe lucruri și așa vin și pasiunile. Nu spune ce gândești. Imaginează-ți că noi am putea să citim gândurile celor din jurul nostru și ei nu. Ar fi un haos total și asta se știe clar. Fii sincer. Și asta nu are legătură cu ceea ce am spus adineauri. Sinceritatea nu ține de a spune ce gândești, ține de bunul simț, să spun așa. Nu îți petrece timpul cu oameni care te trag în jos sau care te țin pe loc. Nu fi materialist. Sunt sigură că cu toții am ajuns la un moment dat în punctul acela, dar încearcă să alergi după momente, nu după lucruri materiale. Un alt lucru foarte important pe care l-am învățat și îl învăț mereu este adaptarea. Trebuie să te adaptezi în absolut orice situație și am trecut prin foarte multe în ultima vreme. Important este să încerci măcar să te adaptezi, să nu te duci într-un loc și să fii tu plecat un pic, să ai niște idei foarte, foarte fixe, să nu poți fi manevrat, să zic așa, deloc. Manevrat de tine. Oferă-ți recompense. În cazul în care nu știați deja, sunt a 12-a, dau bacul, am multe pregătiri pe săptămână și îmi place să-mi ofer constant recompense de orice fel, fie că mă duc la magazin și îmi umplu sacoșa de chipsuri sau de alte prostii și vin acasă și mă simt bine după ce știu că am învățat și e tot ok, n-am nimic de făcut. Sau strângi acolo niște bani și ții un lucru care îți place și pe care ți-l dorești de foarte mult timp. Adică oferă-ți tu singur niște recompense pentru a te motiva. Stabilește-ți prioritățile. Asta înseamnă că trebuie să evaluezi toate opțiunile pe care le ai și să stabilești ce este cel mai important pentru tine. Permite-ți să greșești. Este un lucru foarte important, o calitate, aș putea spune, pentru că din greșeli învățăm, iar asta ne va ajuta mereu. Acceptă criticile, dar doar pe cele constructive. Și am învățat asta în primii ani de vlogging, când primeam constant comentarii, dar le luam în calcul doar pe cele care aveau ceva de spus, care îmi spuneau exact unde greșesc și cu ce și cum aș putea să schimb asta. Nu dai explicații nimănui. Iei deciziile pe care le iei pentru că așa vrei tu și nu trebuie să dai explicații oamenilor care nu au făcut oricum nimic cu viața lor până în punctul ăsta și care vor, bineînțeles, să le explici de ce face cel ceva. Pune bani deoparte. Pune-i la saltea, pune-i la ciorap, pune-i la ce vrei tu, dar încearcă să economisești. Din absolut orice bănuț care îți trece prin mână, poate că îi primești de la părinți, de la rude, de la whatever, tu știi de unde ai banii aia, ok? Încearcă să nu-i cheltui imediat, să îi dai pe prostii, pentru că în momentul în care simți și știi că ai bani, ești predispus la a cheltui, frate, absolut tot ce ai. Și am învățat asta în toți anii de când fac monitorie, pentru că în fiecare iarnă strângeam bani pentru ceva. Într-un an mi-am luat telefon, într-un an aparat, într-un an laptop. Mereu mi-am dorit să fac ceva cu banii aia și nu să-i dau pe, mai știu eu, ce alte prostii. Am mai învățat să nu am așteptări, pentru că ne creăm niște iluzii care se spulberă și care ne rănesc mai târziu.
un alt lucru pe care l-am învățat este acela că acum, la 19 ani, nu mai doresc ce-mi doream acum 5 ani, de exemplu. Ne schimbăm constant, ceea ce e bine, spun eu, și mă face să cred chestia asta că nici peste 5 ani nu o să mai vreau ce vreau în momentul ăsta. Așa că trebuie să fim cumva cu un pas înaintea noastră mereu. Acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și că v-a ajutat într-o oarecare măsură. V-aș ruga totuși să îmi scrieți, să-mi lăsați niște păreri constructive, dacă se poate, niște critici constructive, absolut tot ce vreți voi. Vă invit și pe blog să vedeți ce am mai scris pe acolo, deși am cam chiulit în ultima vreme. Și pe Facebook sau Instagram sau ce vreți voi, aveți totul în descriere. Vă pup și ne mai vedem pe aici!